Se lucrează în incinta Spitalului Județean Pompei Samarian din Călăraș. Astfel, au început lucrările de reabilitare și modernizare la etajul 3, corpul A cu scările aferente și corpul B, etajele 1-5 cu scările aferente. Finanțarea lucrărilor este susținută din bugetul Consiliului Județean Călăraș. Totodată se modernizează demisolul corpului C, lucrările fiind executate cu bani de la Compania Națională de Investiții. Valoarea lucrărilor depășește 5,7 milioane de lei, iar termenul de finalizare ar fi jumătatea lunii octombrie 2021.